Hi, do you know what kind of car is this? Sorry, do you know what car is this? Great! Great, bro! Mamă, când ai SLS cu badge-uri de aur! Mamă! Can you make me video? Yeah, why not? Give me and come with me down. Just go, it's a rental, no? It's a rental, right? Where's the guy from Romania, right? Guy from Romania. Whoa, 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 whoa! You have a Romanian guy on your car, man. Okay. This is pretty nice. Așa că, bă, fraților, doar de niște rusoice foarte proaste puteți să fiți răpiți în Dubai. Proastele astea și-au închirat E8-ul. L-au și lovit. Mă, băieți, bine ați venit la un nou car spotting vlog. Eu sunt Gaju Kid, suntem în Dubai și da, bă, uite că direct ne-a rupt Aventadorul ăsta, băi, frate, era SV, era roșu, era maxi, maxi, fain. Și ce pot să zic? Am văzut că v-a plăcut vlogul de data trecută cu Supercar Car Hunt, așa că nu uitați să și la alea din anii anteriori, doar caut acolo Gaju Kid Dubai și o să găsești toate prostiile ce le-am făcut eu prin Dubai. Și acum hai să mergem să mai căutăm câteva mașini, fiindcă în vlogurile astea nu prea vorbim că ne plac mașinile și forțăm să dureze, chiar dacă poate arestează. Do you know what kind of car is this? Sorry, do you know what car is this? Ah, so it's my car. I don't allow you. Partea 1, cum să nu știi să parchezi în Dubai. Partea 2, încercăm să parcăm în Dubai. Așa, tati, așa.
pe mine, dacă mă mai întreabă cineva de ce am folii și ce folii am, eu o să mă supăr foarte tare, da? Deci vă rog frumos, nu mă întrebați de folii. Numărul 1, cred că e 50 de milioane de dolari numărul ăsta. Nu mă mai întrebați de folii, vă rog eu. That's Chiron! Rev it, bro! Liniștit pe aici și uite că am dat de un fan care a venit și m-a salutat. Te salut, bine ai venit în vlog, uite, man, super. Salut. De unde ești? Din Brașov. Din Brașov. Mamă, deci gata, mergem la Brașov, nu? Da. E prima oară în Dubai. Prima oară. Prima oară, foarte tare. Îți place orașul, nu? Da. Să mergi să vizitezi cât mai multe pe aici. Mergem. Da. Mă bucur că te-am văzut. Și eu. Great, bro! Mamă, când ai SLS cu badge-uri de aur! Mamă! Ce ziceți? Numărul 1, cât de scump este? Cum a sincer. Căpușan, ia zi-mi tu mie, numărul 1, cât de scump e, fratele meu? Nu mai vreau niciodată. Te pup. Salut. Pup că te-am văzut. Și eu. Știi că te-am cunoscut. Ne vedem la Brașov, da? Da.
Hey. Du-mi Mustang-ul înapoi în curte. Sorry? I have two Mustangs. One from Dubai, white. Yeah, the other one? Blue, but that's from America. The white one? What? That's your favorite one? The white one. Da, vezi? Corvette, da. Fraților, ce nebunii sunt astea, e incredibil ce frumoase, uite, cu trei roți, ha! Salam alecum! Acum o să încercăm să vedem și ceva american frumos. Ia hai să vă arăt ceva american acum. Pe prins, l-am văzut prima oară în 2016, avea un Camaro și l-am văzut la o întâlnire, era maxim tare. Hai, continuăm. Eu îi filmez pe ei și ei mă filmează pe mine, bă, dar toți, și după aia tăceam unul și hei, hei, nice, nice, deci asta este un 63. Incredibil de frumos. Și să continuăm cu prins. Pe prins l-am văzut, l-am cunoscut în 2016, avea un Camaro foarte tare și da, este faimos pe Instagram. Ia caută-l, poate vezi tu mai multe nebunii cu el. Încă a rămas prost. Hei! Yeah, why not? I can send you this one if you want.
Yes. Can you? Hey, let's go underground and I help you down, okay? Yeah. Everything good. I help you down. Come on. Give me and come with me down. Just go. It's a rental, no? It's a rental, right? Where is the guy from Romania, right? Take care. You are from Russia? Where are you from? Magyar. Te magyar vagy? Oh, speed bump! You have Romanian. Whoa! You have a Romanian guy on your car, man. Okay. This is pretty nice. Woo! Have something, car? Yeah, press the button. Give me the change. This is yours. So, please don't kill me. Okay, now. Now. Go there and make me video. Now, go straight, go straight. No, you want here? Go straight, please. Please don't go there, you will ruin the car. Așa că, bă, fraților, doar de niște rusoice foarte proaste puteți să fiți răpiți în Dubai. Proastele astea și-au închirat Air 8-ul. L-au și lovit, a zis când am fugit după ele. Nu, no, stai, prima oară. Golf 7R, incredibil de tare. Hey! Are you going out? No, no. I'm lost here. What? I don't know how, where is the exit? Exit. Up. Yeah. Some girls win an Air 8 stole me. Fraților, am fost răpit de niște proaste cu un Air 8. M-am urcat cu ele în mașină și am ajuns în parcarea asta subterană unde nu știu unde frate îs. E ok, ne distrăm foarte bine și uite, am adus niște arabi să poate le combină pe alea două. Ce prostie, frate. Și acum hai să vedem cum Dumnezeu ies de aici, fiindcă nu înțeleg cum să ies din parcarea asta. Is everything fine? You have put some deposit on it? What? Some deposit. When you Yeah, this. How much? 7,000 dirhams? Wow. Yeah, around this. No problem. How much is cost this bottle? Can I leave it there? 200 dirhams, that's Polish. And the Polish is get out. 200 dirhams? Yeah, 200 dirhams. Really? Yeah. Dacă fata o zgârea mașina și nu o să mai primească înapoi banii ce i-a dat. Mai învăță. Mai învăță. Ce-i It's a video. Hai, mă, fraților, că a fost foarte ok, am văzut niște mașini mega tari, destul de rare. Hey, bro! Oamenii de aici sunt foarte faini. How are you? Hey, fine, thank you, say hello to YouTube. YouTube? Yeah, YouTube, yeah. YouTube, ok. YouTube. See you. See you. Gashu Kid Garage. Bye, have a good one. Așa că...
toată mai foarte tare, toată mai foarte fain. Am cunoscut și un fan, stăteam, făceam niște poze la un rol și salut, tu ești Gaju. A rămas prost, n-am crezut că o să văd aici un fan, așa că am fost foarte, m-am simțit bine, nu știu cum să vă zic, nu, așa, în interior, nu Iubi, a fost ciudat să cunoaștem. Era și el cu Iubi, așa că Iubi a stat cu Iubi lui și noi am stat și am făcut multe chestii pe aici. Deci cam atât și pentru astăzi, a fost foarte greu pentru mine, e foarte greu fiindcă filmez, mă plin cu Anda, ajung acasă, editez și după iar ies, iar filmez și iar editez. Toate astea doar pentru voi, așa că sper să că s-a plăcut vlogul ăsta și mai ales am căutat toate mașinile cele mai tare. Și cam așa o să încheie și vlogul, așa că am fost Gaju Kid împreună cu Anda din Dubai. Deci ne vedem pe mâine, pa, pa! Asta-i treaba fiind făcută, dă-i tare-n difuzoare, Gaju Kid multe motoare, hai să mergem la plimbare. Asta-i treaba fiind făcută, dă-i tare-n difuzoare, Gaju Kid multe motoare, hai să mergem la plimbare, yeah.